Și la fost de 13 ani, primarul rost de cum am obligat să fac tot felul de perversiuni sexuale cu el. M-a amenințat că mă omoară. Mă omoară familia, prietenii. Sunt un copil distrus. Un copil care susține că ar fi trăit 4 ani un coșmar greu de imaginat. Un coșmar care acum, când adolescenta a ajuns la vârsta de 17 ani, ar fi făcut-o să recurgă la un gest șocant. Fata ar fi încercat să-și pună capăt zilelor, dar nu înainte să lase și un mesaj în care să-și explice gestul. Vreau să las ca mesaj situația în care am intrat și nu mai pot să mai ies. La vârsta de 13 ani, primarul rost de umane. Nu știu ce s-a întâmplat, cred că a început să-i placă de mine. A început să fie din ce în ce mai insistent, venea după mine în școală cu anumite sume de bani. A început să mă oblige să întrețin cu el diferite relații sexuale. M-a amenințat că mă omoară. Mă omoară familia, prietenii. De această poveste mai știe și fostul meu coleg de generală. Am încercat să revit. El văzând că nu vreau să am nicio treabă cu el, am început să vină cu sume mai mari de bani. Dar nu am vrut să mă duc. Am pornit amenințările. Amenința că mă omoară, că mă omoară familia, prietenii. Eu nici acum nu pot demonstra acest lucru. Pentru că de fiecare dată când mă duceam și mă obligam să fac tot felul de perversiuni sexuale cu el, mă controla din cap până în picioare să vadă dacă am camere, mă controla telefonul, era fi să pădă înregistrez. Ce să fac? Unde să mă duc la părinții acasă? N-am cum să le spun așa ceva. Cu poliția nici atât de oarece sunt mână în mână. M-am hotărât ca în scurt timp să închei socotelile cu viața, deoarece mi-am dat seama că sunt un copil distrus. Și fără viitor, lasă acest mesaj pentru a ști părinții mei de ce am vrut să fac acest lucru. Din fericire, fata de 17 ani se pare că a fost salvată la timp de mama ei. Mamă care ar fi postat ulterior pe Facebook înregistrarea cu mesajul de adio al fiicei, dar și un filmuleț în care fiica sa stătea de vorbă cu primarul respectiv. La scurt timp după, mama ar fi șters aceste filmulețe și a postat un mesaj scurt și la subiect tot pe Facebook. Nu a declarat nimeni la presă nimic. Nu suntem noi vinovați pentru ce s-a arătat la TV. Indiferent de cele întâmplate, nu trebuia să întrețină relații sexuale cu un minor, mai ales să-l ademenească cu bani de la 13 ani. Fiecare trage ce concluzii vrea, dar lăsăm autoritățile să își facă datoria. Nimeni nu trebuie să ne judece. Fata mea putea să se ducă la el și dezbrăcată, pentru că el nu trebuia să accepte. E primul om din comună. Trebuia să dea un exemplu, nu să își bată joc de copii. Cât despre cum a explicat primarul acuzațiile care i-au fost aduse. Astăzi noi am luat legătura cu primarul în cauză pentru a afla dacă acuzațiile care se aduc sunt sau nu sunt adevărate. Dumnealui a negat cu vehemență că ar fi violat-o pe fata de 17 ani sau că ar fi întreținut relații intime cu aceasta. Totodată a întrebat când a cunoscut-o pe fată. Dumnealui mi-a povestit că a fost invitat în calitate de primar la banchetul de absolvire a clasei a 8-a a tinerei. Acolo a stat maxim o oră, timp în care i-a felicitat pe absolvent și a discutat cu cadrele didactice. Ulterior, domnul primar a ținut să-mi precizeze că nu a păstrat legătura cu această fată. Într-adevăr, a văzut-o pinsat, dar nu i-a acordat atenție. Referitor la înregistrarea video în care dumnealui apare, domnul primar într-adevăr a spus că el este în acea înregistrare. Acea înregistrare a fost făcută chiar acum o săptămână. În momentul în care fata a mers la el la cabinet, dumnealui în calitate de primar a fost obligat să primească pe oricine vine la el la ușă, lucru care s-a întâmplat și cu această fată. A primit-o în cabinetul dumnealui, au stat de vorbă, timp în care a și fost înregistrat. Domnul primar mi-a spus că a fost audiat ieri la poliție în calitate de martor și el își susține în continuare nevinovăția sa.